tuturor și bine ați venit pe canalul meu! Sunteți cu Andreea, viață de mămică și astăzi vreau să fac o scurtă prezentare despre canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc celor care mă urmăriți și chiar mi-ați dat subscribe. Nu am vrut să fac de la început o prezentare, m-am gândit că este mai bine să pun câteva filmulețe, să aveți o idee despre ce vreau să fie acest canal și după aceea să vin și să mă prezint. Așadar, numele meu este Andreea, am 26 de ani, sunt o tânără mămică. Fetița mea are 4 luni și jumătate și chiar acum este în leagăn lângă mine și zâmbește. Îi place să mă asculte deocamdată, îi place să mă audă vorbind. Și locuiesc în Anglia împreună cu logodnicul meu. Ar fi trebuit să ne căsătorim vara aceasta, dar nu s-a putut din cauza pandemiei. Am amânat pe anul următor, sperăm să fie totul bine, o să avem cununia civilă anul următor și m-am decis să îmi fac un canal de YouTube pentru a împărtăși cu ceilalți experiența mea de mămică și sper ca prin aceste filmulețe să fiu de ajutor celorlalte mămici, persoanelor care își doresc să devină mame și să găsească informații utile pe canalul meu. Sper să fie de mare ajutor experiența mea, să ajute pe altcineva, așa cum și eu am întrebat la rândul meu și mămicile cu experiență m-au ajutat, m-au sfătuit. Pe canalul meu am 3 secțiuni. Am secțiunea de gătit, bebeluș și croșetat. Eu am început să croșetez în timpul pandemiei. Nu știam că am această pasiune, dar am descoperit-o. Am mai croșetat odată când eram mică, poate când aveam 10 ani, dar foarte puțin. M-a învățat o mătușă și doar am abandonat. Am învățat puțin și am abandonat. Iar acum eu am intrat în concediu de maternitate în martie, cu 2 săptămâni înainte să se închidă totul, să lucram la un hotel, s-a închis hotelul, așa că am prins foarte bine că am intrat în concediu înainte să înceapă toată nebunia. A fost bine pentru psihicul meu, nu am întâmpinat acea nesiguranță. Oare o să mai am un loc de muncă, nu o să mai am un loc de muncă și cel mai important dacă o să am sau nu venit în toată perioada aceea. Și mi-am luat 2 luni înainte, am zis o să am 2 luni înainte, doar pentru mine, înainte să vină bebelina, dar am avut acest timp, doar că nu așa cum îmi imagineam eu. Îmi imagineam că o să mă duc să mă plimb tot timpul, dar a trebuit să stau în casă, nici cumpărăturile pentru cea mică nu le aveam făcute, dar și am cumpărat totul online. Și stând în casă, am ieșit de câteva ori plimbări scurte, dar bineînțeles păstrând distanța socială și astfel neavând ce să fac, tot timpul, atâtea, 2 luni și puțin în casă, am început să croșetez. Am dat comandă de pe Amazon, croșete, fire, nu aveam absolut nimic și am început ușor-ușor să croșetez. Am descoperit că îmi place. Primul lucru pe care l-am făcut a fost o păturică pentru fetița mea, care a ieșit foarte bine, sunt mulțumită. Și după aceea am făcut câteva rochițe, botoșei, foarte mulți botoșei și ultimul lucru făcut este păturica pe care o găsiți și pe canal, aceea este pentru nepoțelul meu. Deocamdată nu mai am timp să croșetez, dar nu este ceva la care renunț, este doar acolo, rămâne o pasiune, chiar îmi place foarte mult să croșetez. Veți găsi de asemenea pe canalul meu și rețete, mâncare sau dulciuri. Îmi place foarte mult să fac prăjituri și am descoperit că vreau să împărtășesc această pasiune cu voi.
vreau să pun sau să regăsiți rețete ușor de făcut și rapid atunci când eu fiind o proaspătă mămică, aici nu am niciun fel de ajutor, dar în același timp încerc să mănânc proaspăt și gătesc aproape în fiecare zi, dar nu am foarte mult timp să gătesc, nu am foarte mult timp la dispoziție, așa că trebuie să gătesc rapid și încerc să pun aceste rețete și pentru voi, poate vor fi de folos cuiva. Iar prăjiturile le fac noaptea după ce adoarme micuța, pentru că în timpul zilei nu aș avea niciun succes. Este destul de greu câteodată, dar da, mă descurc. Se spune că dacă faci ceva cu pasiune, sigur o să-ți iasă. Așa că până acum eu sunt foarte mulțumită. Și bineînțeles, pe canalul meu o să găsiți secțiunea de bebeluși. Sper că o să fie destul de folositoare. Este despre experiența mea de până acum. Fiind singură, m-am descurcat foarte bine. Vreau să vă pun tot ce am cumpărat, ce am avut nevoie, despre etapele de când s-a născut, cum a fost aici în Anglia. Eu mi-am dorit foarte mult să devin mămică și în sfârșit acest vis s-a îndeplinit și zâmbește foarte mult acum din leagăn. Mă mir că este cu mințică. Ea acum are 4 luni jumătate. Zic așa, am trecut puțin de faza când se rostogolea. Acum este, se ambiționează să se ridice în fund. Pentru mine încă este o noutate. Dar ieri, de fapt, s-a ridicat în fund cu ajutorul meu pentru prima dată și încă sunt așa foarte emoționată pentru că îmi crește copilul foarte repede. Și acum obosește mult mai repede pentru că normal depune mult mai mult efort cu fiecare mișcare pe care o face. Mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți. Sper să mă urmăriți în continuare și să vă placă și acest video. Nu ezitați să mă ajutați cu un like și subscribe. Sper că o să fie pe placul vostru. O să ne revedem în curând. Pe data viitoare, vă pup!